Se lucrează în continuu la Brâncoveni pentru că autoritățile și-au propus să ofere locuitorilor de aici un trai cât mai bun, iar copiii să crească și să se dezvolte într-un mediu armonios. După ce în anii trecuți școlile și grădinițele au fost complet dotate și modernizate, acum primăria a reușit să obțină fonduri și pentru căminul cultural. Din anul 2012 până în prezent eu am închis 21 sau 22 de proiecte, dar parcă proiectul modernizare și reabilitare cămin cultural este proiectul meu de suflet, raportându-mă și la ansamblu, minunatul ansamblu Mugurașii Brâncovenilor pe care i-am, și parcă am o datorie morală față de acești copii să le creez condiții să-și desfășoare activitatea așa cum trebuie. Cu bani de la Compania Națională de Investiții, noul centru cultural va avea o suprafață de 590 de metri pătrați și va fi amenajat pe două etaje. Potrivit edilului Ion Cheroiu, în luna martie va avea loc licitația de proiectare cu execuție, iar dacă nu vor fi contestații, lucrările vor demara în această vară. La parter vom găsi tot strictul necesar unui spectacol. Vom găsi o sală stil amfiteatru, care are o capacitate de 154 de locuri pe scaune, vestiare pentru artiști, femei și bărbați, toalete, un muzeu, un foyer, garderobă, și la etaj vom avea o sală de conferință, biblioteca și, bineînțeles, o sală de proiecție sau de sonorizare. Odată finalizată noua construcție, membrii ansamblului Mugurașii Brâncovenilor își vor desfășura activitatea în cele mai moderne condiții. Cu sprijinul oferit de autorități și sub îndrumarea coregrafului Sandu Rizea, acest ansamblu și-a trecut în palmares trofee importante.